Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem de deschis o grămadă de chesturi. Să începem cu cele două Silver. 138 de Gold, avem Valkyra și Arcașe. Încă unul cu 142 de Gold, Royal Delivery și Royal Hogs. Ok, hai să vedem aici. Avem un Lining Chest. Un Lining Chest care are 650 de gold, Firecracker, avem Valkyra și Tornado. Ok, băi, aș da strike la Firecracker, o să oprim un Rascal și la Tornado. Băi, Tornado e o carte destul de bună, nu ne mai complicăm, o păstrăm. Ok, mai avem aici un Free Chest, hai să vedem, avem 118 gold, Giant Snowball și Flying Machine. Okay, hai să ne luăm și Crown Chest-ul. Avem un Crown Chest cu 1168 de gold, două gemuri, Bomb Tower, Royal Hogs, Battle Ram și Ice Spirit. Ok, și mai avem un Giant Chest cu 2961 de gold. Avem Furnace, Poison, Giant Snowball, Muschetiră. 54 de muschetire. Ok, o grămadă de extra gold, o grămadă de star points. Hai să vedem și în clan. Putem să donăm niște cărți, să donăm acești beți. Da, cam atât. Bun, și hai să continuăm. Păi, avem de jucat la War. Putem să ne continuăm meciurile și din challenge și din turnament. O să jucăm la challenge, trebuie să terminăm neapărat challenge-ul, mai avem doar 14-15 ore. Trebuie să jucăm și la war, trebuie să ne jucăm câteva meciuri și în arenă. Hai să dăm la challenge prima dată, cel mai urgent. Băi, sper din tot sufletul să reușim să-l câștigăm și pe acesta. O să începem cu Valkyra. Și nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați pe butonul de like. Să trimitem și Baby Dragon-ul. Aș pune și Wizard-ul, însă nu știu, mai bine punem... era bun. Era bun Wizard-ul. Ok, s-a dus acolo. Și din păcate nu dăm niciun pic de damage, nici măcar un hit pe tur. Și am crezut că rupem acolo cu push-ul. Hai să punem Valkyra în fața Lumberjack-ului. Sper să nu se ducă pe... Da, uite, Lumberjack-ul se duce pe tur. Excelent. Deci nici nu se putea mai bine de atât. Wow! Băi, a dat Lumberjack-ul ăla, a rupt în două turnuri din dreapta. Ok, trebuie să scăpăm de Arcașe. Avem și un goblin ăsta mai mare. Să dăm aici un Fireball pe acel Electro Dragon. Da, și aproape-i scoatem turnul din dreapta. Băi, la distanță de un Freeze sau de un Arrows, așa că vom sta pe defense restul meciului. Mai avem de jucat 1 minut și 10 secunde. Hai să trimitem Wizard-ul din nou. O să pun Valkyra aici. Să pun Valkyra și cred că voi trimite și... Da, excelent. Hai să trimitem acum push-ul complet cu Lumberjack, Baby Dragon și... Ok, scoatem acolo Electro Dragon-ul. Și dăm o grămadă de damage pe turnul din centru. Da, trebuie să ne apărăm acum. Dar nu prea văd cu ce ar putea să ne facă probleme. Ok, să
trimit aici Lumberjack-ul. Punem și Baby Dragon-ul și ar trebui să rezolvăm partida. Da, mai sunt câteva secunde și obținem prima victorie din acest episod. Victorie importantă care ne împinge mai departe în luptă. Ne luăm următorul reward, 5 X-Bow. Practic 5 cărți epice. Și hai să jucăm în continuare meciuri în challenge. Cred că sunt mai interesante decât cele din arenă sau din Preparation Day. Puteți să-mi spuneți în comentarii dacă care sunt meciurile voastre preferate sau ce ați vrea să vedeți mai mult în episoadele din de Clash Royale. Hai să trimitem Wizard-ul. Pun și un Baby Dragon aici. Da, și rezistă bine Valkyra. Bine, o să dau și un Fireball. Ce bine m-am gândit la acel Fireball. Da, și turnul probabil va fi doborât. Un singur hit? Nu, nu-l doborâm. Dar rămâne cu foarte puțin la viață. Și din nou, o să aplic acea strategie. Vom juca foarte defens de acum încolo. Ca să ne menținem avantajul și la final vom da un freeze sau un arrow sau... De fapt, freeze, uite, fix 128, 129. Hai să trimitem bandita. Da. Ei, și n-avem suficient elixir pentru Wizard. Avem într-un final. Ei, oh, și ce? Cât de rău a pus acolo Goblin Gang-ul. L-a zătărât Valkyra. Bun. Trimitem acum... Ce să trimitem? Trimitem Baby Dragon-ul. Spun și Tesla. Și stăm foarte, foarte defens. Bun, fără hit pe nimic. S-a ocupat Baby Dragon-ul de ei. Și mai rămâne un singur minut din joc. Cu Double Elixir ar putea fi periculos. Hai să vedem, punem și Wizard-ul. Bun, și nu mai ne facem probleme deloc. Să trimitem aici un Lumberjack. Punem și Baby Dragon-ul. Punem și Bandita. Dăm și un Fireball și... Meciul este ca și câștigat. Mai sunt aproximativ 20 de secunde. Nu se mai pot întâmpla prea multe lucruri. Dar... Să vedem. Să punem la Bungecu. Dar mai trimitem Bandita. Poate totuși reușim să-i mai doborâm și turnul din stânga. Da, destul de aproape. Destul de aproape, dar important este victoria. Și avem aici a doua victorie din acest episod. Da, ne luăm următorul reward. Avem aici 1000 de gold. Urmează un Skeleton Barrel, din nou gold, apoi balon, 10 baloane, gold și o legendară. Hai să dăm drumul la următorul meci. Și sper să ne descurcăm cel puțin la fel de bine. Să începem cu Baby Dragon. Punem și Bandita. Ei, și are Bowler-ul. Bun, scăpăm fără damage de acel Bowler. Ok, are și un... și un Baby Dragon. Da, și e nasol. E nasol pentru noi. Hai să vedem cum scăpăm de acest push. Păi, ținem la distanță balonul.
Jaina rămâne wizard în viață, deși mare foarte puțin și cred că se face în fața Valkyrei. Oricum a avut Zepul. Bun. Trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă. Pare un jucător periculos. Are un deck destul de bun. Și trebuie să fim foarte precauți. Ok, punem wizard-ul. Să mai punem și lumberjack-ul. Ok, targetează turnul. Și reușește să ne dea două hituri. Incredibil. Ne scoate wizard-ul, acel firecracker. M-a supărat un pic asta. Hai să vedem. Bun, trimitem Valkyra din spate. Să pun și bandita. Și vom pune și Baby Dragon, nu? Pune și wizard-ul și ar trebui să avem un push foarte, foarte puternic. Scăpăm de balon. Mai punem o Valkyra. Trimitem din nou bandita. Băi, și ar trebui să avem un atac super, super bun. Nu prea mai are cum să ne oprească. Da, mai sunt doar 15 secunde din match. Și o să ne betonăm acolo apărarea. Să fim pe poziții. Orice ar face să nu ajungă la turn. Da, și reușim încă o victorie. Avem 3 victorii din 3 meciuri. Este foarte bine. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!